Ideea asta preluată din lumea seculară, că nu putem să fim atenți la ascultarea Cuvântului Dumnezeu, este un atac direct împotriva misiunii principale pe care o are de făcut Biserica. Adică să proclame Cuvântul în interior și în exterior. Să știți, asta este. Asta este. Eu sunt un tânăr care, nu știu, din generală, am consumat sau am folosit tehnologia la maxim. Deci imaginați-vă, sute de ore, sute de ore în fața calculatorului, noapte după noapte în fața calculatorului și pot să ascult o predică de 70 de minute. Eu nu zic că nu există o problemă. Există o problemă. Dar să înțelegem că diavolul urmărește să coboare importanța cuvântului Dumnezeu pe orice cale. Pe orice cale. Și o biserică să asculte. Ți a, ți-au zis ce au zis numai seculară. Noi nu mai putem fi, putem fi atenți. Lasă lumea, hai să ne jucăm în adunare. Hai să dansăm, hai să țipăm, hai să facem discotecă. Că nu mai putem fi atenți. Că așa nu a spus lumea. Acesta este un afront direct adus cuvântului Dumnezeu. Dacă ne uităm în religiile tradiționale, există tot un soi de de subminarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat poporului Israel un fel de abecedar. Când se ducea la Templu, vedea cu ochii, domnule, nu putem intra în prezența lui Dumnezeu, îi pierdeau aceia, trebuie să aducem animale, era acolo putoare, era miros de animale, domnule, simțeai totul, era în fața ochilor tăi, vedea Evanghelia în fața ochilor tăi. Trebuie să moară un animal să, ca să fie acoperite păcatele mele și așa mai departe. Însă când am ajuns în această. Epoca a Evangheliei de pline, să spunem așa, că Evanghelia a existat și harul dintotdeauna și credința dintotdeauna, când Dumnezeu ne-a lăsat lucrurile clar, când avem o lucrare specială a Duhului Sfânt în viețile noastre, noi nu mai avem nevoie de acela abecedar în fața ochilor, să vedem lucrurile, da? În fața ochilor. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui, ne vorbește prin Duhul Sfânt. Acesta este felul în care noi să ne întoarcem acum și să aducem iară ceremonii în adunare și să începem să facem iară lucruri asemănătoare sau identice cu cele pe care le făceau evreii la templu, înseamnă să regresăm. Înseamnă să nu credem în metoda pe care Dumnezeu a ales-o prin care El lucrează în această perioadă. Adică prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. E, e, și nu doar lucrul acesta se întâmplă poate în ortodoxie, în catolicie și așa mai departe. Evanghelicii au început să adopte tot felul de metode care înlocuiesc Cuvântul. Vreau să insist puțin asupra acestui lucru. Cuvântul Domnului a vorbit. Au început să adopte. Și avem ă, pantomime, avem filme, avem porțile ă, raiului și frăcările iadului, avem drumul cruci, avem marșul în viere. Domnule, trebuie să vadă omul. Să se ducă oamenii. A, l-am văzut pe Domnul Iisus. Bineînțeles, a fost acolo o scenetă sau ceva făcut acolo în mijlocul, în, în mijlocul orașului, în public. S-au strâns oamenii. Au plâns oamenii când au văzut pe omul ăla care limita pe Domnul Iisus cum era biciuit, cum a ajuns să fie răstignit. Au plâns oamenii. Și și au plus și... Și atât.